găsit! Este ora 15, urmăriți cele mai importante știri ale zilei. Astăzi, creștini ortodoxi și de pretutindeni o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasa Parascheva, care ne ferește de boli și de necazuri. Perioada dificilă pe care o traversăm din punct de vedere sanitar i-a determinat pe oameni să vină în număr mare la biserică, în ciuda măsurilor de protecție tot mai dure care sunt impuse de autorități. În fiecare an, pe 14 octombrie, Biserica Ortodoxă de Pretutindeni o prăznuiește pe Cuvioasa Maică Parascheva. Cunoscută și sub numele de Paraschiva, este o sfântă venerată în Biserica Ortodoxă Română și în alte biserici de rit oriental. Ea dăruiește celor ce îi cer ajutorul Harul lui Hristos. Fie că vorbim de boli, necazuri și suferințe, ea aduce neîncetat alinare, mângâiere și vindecare pentru credincioșii care îi se adresează prin rugăciune. Născută în Epivat, pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol, fosta capitală a Imperiului Bizantin, Sfânta Parascheva și-a însușit încă din fragedă copilărie modelul viețuirii întru Hristos, înțelegând sensurile profunde ale iubirii de semeni, ale milosteniei și faptelor bune. Sfânta, de fapt, îl arată și celorlalți pe Dumnezeu ca fiind nimic altceva decât iubirea care copleșește întreaga zidire. De aceea, binefacerile Sfintei Parascheva îi atrage pe oameni la ea, transformându-i din oameni trupești în oameni duhovnicești, izbăvindu-i astfel de neputință, de neștiință duhovnicească, de uitare și nepăsare. Ca în fiecare an, pe 14 octombrie, creștini ortodoxi de peste tot au mers la biserică pentru a cere ocrotirea din partea Sfintei Cuvioase Parascheva, mai ales în aceste vremuri de pandemie. În ciuda restricțiilor tot mai dure impuse de autoritățile vâlcene, credincioșii din Râmnic au fost prezenți în număr foarte mare la slujba dedicată a acestei importante sărbători în vechea ctitorie voievodală din centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea, care o are ocrotitoare. Mergi în pace! Mă aflu în curtea Bisericii Sfânta Parascheva, de aici, din centrul Râmnicului, unde credincioșii au început deja să vină încă de la orele dimineții, în număr foarte mare. Aceștia au venit să se roage astăzi la Sfânta Parascheva pentru sănătate și pentru ocrotire. Chiar aici, în spatele meu, se află o raclă în care se găsește un veșmânt al Sfintei Parascheva, primit cadou de către biserică, chiar de la Iași. Credincioșii nu sunt speriați de aglomerație, dimpotrivă, consideră că credința în Dumnezeu îi va ajuta să depășească această perioadă, această criză sanitară pe care o trăim cu toții. Sfânta Parascheva reprezintă o mare importanță pentru noi credincioșii. Este unica ființă care s-a născut pentru toi ca să ne ocrotească pe noi, neputincioșii. Simțiți nevoia de ocrotire mai mult acum decât altă dată? Acum, să știți că cam în fiecare zi, poate cine știe, poate uit cumva, să mă rog să ne ajute pe toată lumea de virusul ăsta, de boala care s-a abătut peste noi. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute. Avem multe, multe probleme, necazuri și ne ajută Bunul Dumnezeu. Și toți sfinții, și Cuvioasa Parascheva și Sfântul Nicolae, trebuie să ne aplecăm toți cu fața către Dumnezeu. De ce vă aflați aici în această dimineață? Pentru credință, pentru sănătate, pentru boala asta care ne macină pe toți acum și care nu ne lasă în pace și nu mai scăpăm de ea odată. Și poate cu ajutorul Dumnezeu, dar trebuie credință, că fără credință nu se poate. Fără credință nu se poate. Și ne bucurăm că măcar în aceste situații de criză pentru noi toți, să avem prilejul să ne putem închina Sfântei Parascheva. Biserica Sfânta Parascheva din centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea este declarat monument istoric cu valoare de patrimoniu național și universal. Aici se găsește și o icoană făcătoare de minuni. Cu toate aceste vremuri vitrege, vâlcenii totuși se adună pentru spiritualitatea,
acestui Sfânt Lăcaș, pentru istoria lui. Se știe că este un monument de categoria de importanță națională și a fost început de domnitorul Pătrașcu cel Bun și continuat de fiul său Mihai Viteazul și ctitorit în 1557. Aici, la biserica cu hramul cu Viața Parascheva din Râmnic, se află și o icoană superbă care pictată, care este făcătoare de minuni pentru cei care vin cu multă dragoste și evlavie la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Munca la negru rămâne principala abatere a angajatorilor vâlceni. Aceștia se fac de asemenea vinovați de accidentele de muncă tot mai dese petrecute în interiorul firmelor și asta din cauza nepăsării, potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea. ITM Vâlcea trage un semnal de alarmă față de neregulile raporturilor de muncă și consecințele acestora, care pot fi foarte grave și pot duce la adevărate tragedii. Una dintre abaterile cele mai des întâlnite în firmele vâlcene este reprezentată de munca fără forme legale, adică fără contract de muncă sau cu un contract care nu reflectă realitatea. În anul acesta am avut surpriza să identificăm pe teritoriul județului Vâlcea, dacă nu greșesc în luna august, să identificăm pe teritoriul județului Vâlcea un angajator care a avut numai puțin de 28 de lucrători fără forme legale. Este strigător. Nu de puține ori, reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă s-au întâlnit cu accidente de muncă întâmplate din cauza nepăsării angajatorului sau chiar decese din cauza neasigurării normelor de protecție a muncii. Am avut un accident de muncă mortal înregistrat, dar vreau să vă spun că de la începutul anului și până acum am avut serios de lucru din punct de vedere al cercetării evenimentelor care au urmare consecințe grave în sensul decesul lucrătorilor, invaliditate confirmată printr-o decizie a unei comisii de expertiză medicală, invaliditate evidentă. Și aici aș vrea să vă spun că încă mai sunt angajatori care ignoră cu bună știință normele de securitate a muncii. Se întâmplă adesea ca angajatorii să mintă în declarații astfel încât să poată acoperi eventualele nereguli. Șeful ITM Vâlcea, Tănăsoiu Ioan, ne-a exemplificat genul acesta de situații. Un lucrător cu vârstă de aproximativ 50 de ani a intrat în acest șanț în afara dispozitivului de protecție, în afara sprijinirilor de maluri și malul s-a surpat pe el. Ba mai mult decât atât, angajatorul a încercat să ne și inducă în eroare și să spună: păi știți, i s-a făcut rău și de aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și, sigur, am făcut verificările corespunzătoare și în urma raportului medico-legal s-a constatat că lucrătorul nostru avea și o alcoolemie de peste 1,3 la 1000. Ceea ce este de menționat este faptul că mai devreme sau mai târziu inspectorii teritoriali vor descoperi micile trucuri făcute de firme de multe ori în afara legii și vor aplica sancțiunile necesare. Deci cea mai bună variantă este de a respecta legea și în acest fel se poate ajunge chiar la salvarea de vieți. Alianța USR Plus Vâlcea și-a desemnat candidații pentru parlamentare. După eșecul de la alegerile locale, Andrei Gheorghiu candidează din nou, de data aceasta pentru un loc în Camera Deputaților. Partidele din Vâlcea au început pregătirile pentru alegerile parlamentare. Chiar dacă se vorbește despre o posibilă amânare a alegerilor din cauza creșterii numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus, partidele nu stau pe loc. Pe data de 10 octombrie, Alianța USR Plus Vâlcea s-a reunit în cadrul conferinței județene, iar membrii celor două filiale și-au votat candidații pentru Camera Deputaților și Senat. Fiecare partid și-a desemnat o listă internă de candidați după propriile principii. De exemplu, la noi, la Plus, am candidat online, ca să zic așa. Fiecare și-a exprimat intenția, după care și-a încărcat prezentare video, CV-ul, programă, ceea ce crede, ca să poată fi identificat, ca să se poată documenta oricine dorește să îl voteze.
și după care a fost un vot online al tuturor membrilor din județ, care și-au exprimat preferințele, eu am ieșit printre primii. După eșecul de la alegerile locale, Andrei Gheorghiu candidează din nou de data aceasta pentru un loc în Camera Deputaților. Acestea sunt voturile de la obținute de dumneavoastră pentru primăria Râmnicu-Vâlcea, un procent de 7,5%, încă o dată, 2500 de voturi. Cred că sperați la un pic mai mult, 2500 de voturi. Cu siguranță speram la mai mult. Am avut și o campanie atipică, dificilă, atât de legată de pandemie, cât și legată de campanie care s-a desfășurat foarte mult cu fake news-uri, cu campanii prin diferite pagini, grupuri și așa mai departe, care nu întotdeauna au fost... 2527 de voturi dumneavoastră, domnul Vârvulescu 11752, domnul Gutau 16009, da? Diferența e cam mare. Alături de Andrei Gheorghiu, pe liste îi vom mai putea găsi și pe Marian Lazăr, Andreea Udrea, Cristina Lăcătușu, Mădălina Iamandei și Constantin Nene. În ceea ce privește locurile pentru Senat, Alianța USR Plus Vâlcea vine cu 3 propuneri, George Botoran, Mihai Durlă și Mariana Nițu. Motoul propus de Alianță pentru această campanie este O Românie fără hoție, în contextul în care, cu mai puțin de o lună în urmă, membrii ai Alianței au fost suspectați de fraudarea alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, dar și pentru sectorul 1 din București. Rămâne de văzut dacă cetățenii vor mai acorda încredere formațiunii politice în urma celor întâmplate. Deputatul PSD, Eugen Neață, luptă pentru reglementarea spațiilor de lucru ale firmelor de dezmembrări auto, astfel încât activitatea lor să nu mai polueze vizual și fonic trecătorii. În acest sens, deputatul a realizat un proiect de lege ce urmează să fie aprobat cât de curând. Modul în care firmele de dezmembrări auto gestionează spațiile l-a determinat pe deputatul PSD Eugen Neață să pornească un proiect legislativ menit să protejeze estetic și auditiv zonele de lucru. Deputatul PSD Eugen Neață a pornit anul acesta un proiect legislativ ambițios. Dacă va trece mai departe, firmele de dezmembrări vor fi obligate la montarea unor panouri care au ca scop împrejmuirea locației pentru protejarea din punct de vedere estetic a zonei și a prevenirii propagării zgomotelor. Expozițiile de autoturisme extinse deseori până în stradă pun în pericol circulația auto pe drumurile flancate pe ambele laturi de vehicule mutilate. Siguranța șoferilor și a pasagerilor este prioritară față de activitatea desfășurată de firmele de dezmembrări. Astfel, acestea nu vor mai avea voie să umple trotuarele curable. Ce m-a determinat să fac această lege? Această lege m-a determinat în primul rând să o fac constatarea personală pe care am avut-o în deplasările mele și văzând că orașele noastre, dar și alte zone periferice se urâțesc datorită acestor activități economice care nu sunt puse la punct din punct de vedere al esteticii și al protejării fonice a zonei respective. Un alt motiv ce l-a determinat pe Eugen Neață să pornească demersurile acestui proiect este aspectul estetic al spațiilor de lucru, deranjat în timpul călătoriilor sale de modul în care firmele de dezmembrări expun mașinile până în stradă ca la o expoziție auto. Cum niciun alt tip de operator economic nu își desfășoară activitatea în văzul publicului, deputatul PSD dorește să oprească acest obicei și să oblige firmele de dezmembrări să își desfășoare activitatea într-un mod mai discret, exemplificând prin faptul că nimeni nu este la marginea drumului, să toace legumele sau să tranșeze carnea, să șlefuiască lemnul sau să zdrobească cerealele care ajung în bucătăria noastră sub o formă de făină ori mălai. Sunt încrezător în efectul pe care îl va avea inițiativa mea de modificare a acestei legi. După cum știți, tocmai a trecut de comisiile de mediu și comisia economice de la Senatul României. În ambele comisii am avut vot la Comisia de Mediu un aviz, iar la Comisia Economică un vot pe fond de adoptare și sunt convins că asemenea avize vei primi și în Camera Deputaților și că această modificare legislativă va deveni lege. Eugen Neață informează pe cei care desfășoară această activitate legat de modificarea ce urmează să se producă și îi invită să se alinieze cu obligațiile ce le revin. După aprobarea legii, firmele de dezmembrări care nu vor respecta această normă vor fi pasibile la amenzi de la 5.000 la 10.000 de lei. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu noi, Magda Popescu vă invită imediat la analizație. Pe curând!